Ce au făcut oamenii ăștia? Bine că și-a făcut fiecare profilul lui și eu am rămas pe din afară. Salut, Mihai! Paul! Omul meu! Omul nostru! Ai testul meu preferat. Ajută-mă și pe mine un pic, te rog. Cum fac să-mi fac și eu profil pe Rivelia? Pentru că am căutat acolo și am văzut toate numele pământului, dar pe al meu nu. E, toate numele, exagerezi. Sunt doar 4. E, păi în alea 4, al meu nu e niciunul. Pentru că nu te-ai grăbit. Primul venit, primul servit. A. Nu știam că regula asta se aplică și pentru cei cu vechime, cu leadership. Da, e ok. Sunt bine. Știai? Are AI integrat. Ce, cum? Noroc. Vezi că umblă viroză. Basically, Rivelia reține rutina de cafea pe fiecare profil. Când bei cafea, ce băutură bei, care e gradul de prăjire și de tărie a cafelei, în funcție de momentul zilei și... Bla, bla, bla. Face cafea, nu? Face mai multe tipuri de cafea. De exemplu, americanul când ajungi dimineața la birou, espresso după masa de prânz, latte în a doua parte a zilei. Hai să-ți arăt pe profilul meu. Dar nu vreau, Paul, să văd pe profilul tău. Aș vrea să văd pe profilul meu, dacă înțelegi ce... Așteptați la cafea sau... Nu, chiar nu, te rog. Noi mai dezbatem puțin opțiunile. Da. Paul, prietene, tipa asta, pe care eu n-am văzut-o niciodată, are profil pe espresor. Dora. Cine-i Dora? Eu lucrez în firma asta de 5 ani și eu nu cunosc nicio Dora. Și eu n-am. Știi ce am văzut la Dora? Că n-are badge. Dar are profil. Dora e UX designer. Până acum a lucrat de acasă, dar de când a auzit că Rivelia a venit la birou, a venit și ea. Paul, eu am badge. Și o cădere nervoasă. Mihai, chill, relax, da? Dacă nu ai profil asta, nu înseamnă că nu poți să bei o cafea perfectă. Tot ce trebuie să faci e să-ți alegi din meniu ce vrei, când vrei. Și gata, s-a rezolvat problema. Dar la cum ești acum, ți-a sugera decaf. Sunt prea bătrân pentru cafea asta. Fă-mi un dublu espresso. În regulă. Paul, îți mulțumesc. Amice, dacă cumva, la un moment dat, Dora, să zicem că se poate întâmpla să primească vreun transfer sau vreo ofertă de la o altă companie, tu, prietenul meu, Paul, mă vei ajuta să fac și eu un profil. Nu. Paul, noi suntem ca frații. Paul, care e numele tău de familie? Adică care e numele nostru de familie, că suntem ca frații? Paulica!